Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Victoria Ocară vă prezintă Telejurnalul. Bună seara și bine v-am găsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. A plouat torențial astăzi la Chișinău, iar șuvoaiele au inundat străzile și curțile de bloc. Un zid s-a prăbușit peste o parcare. Codul galben de vreme e valabil până la miezul nopții. 7 oameni au murit în ultimele 24 de ore din cauza complicațiilor generate de noul coronavirus. Autoritățile au anunțat și 281 de cazuri noi de infectare. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a trimis 75 de militari basarabeni la parada de la Moscova, deși Federația Rusă este printre lideri mondiali la numărul de cazuri de COVID-19 confirmate. Țările din Uniunea Europeană se pregătesc să-și redeschidă frontierele în următoarele zile cu alte state din blocul comunitar. Se vor anula restricțiile de călătorie, nu însă și pentru statele afectate de pandemie. Natura s-a dezlănțuit astăzi la Chișinău. A fost un adevărat potop care a făcut ravagii în mai multe zone din oraș. Străzile s-au transformat în râuri și au inundat multe curți. Un zid de susținere de pe un șantier de construcție s-a prăbușit peste o parcare. În apropiere se afla și un teren de joacă pentru copii. Primarul a recunoscut că municipalitatea nu poate face față unei asemenea situații. Așa arată curtea unui bloc de pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani. Ploaia torențială a dus la surparea zidului de protecție care s-a prăbușit peste două mașini. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Ploaia torențială care s-a abătut în această după-amiază peste Chișinău a transformat străzile în râuri. Traficul a fost blocat în mai multe zone. Un taxi a fost luat de ape, atât de puternice au fost șuvoaiele. Pentru a remedia consecințele potopului, toate serviciile primăriei au fost scoase pe teren. Este o cantitate mare de apă în urma ploii, iar municipalitatea nu are capacitatea să facă față în asemenea situații. Astfel, în acest sens, pe viitor este posibil să instituim coduri galbene și portocalii pe teritoriul municipiului și de recomandare ca pe timpul ploilor torențiale șoferii să evite să iasă în stradă. Toți cei care au admis încălcări de norme la șantierele de construcții și au provocat anumite situații periculoase se vor lua măsuri. Avertizarea cod galben anunțată de meteorologi în această dimineață este valabilă până aproape de miezul nopții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Alte 281 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate astăzi în Republica Moldova în urma efectuării a 984 de teste. Astfel, bilanțul îmbolnăvirilor a ajuns la 11.740. Se înregistrează în continuare multe cazuri de infectare în rândul cadrelor medicale, astăzi 15 la număr. Crește și cifra deceselor la 406 după ce 7 oameni au pierdut astăzi lupta cu boala. Printre persoanele răpuse de COVID-19 este și preotul Bisericii Minunea Sfântului Arhanghel Mihail din satul Vărvăreuca, raionul Florești. Deși în Republica Moldova numărul cazurilor de coronavirus a depășit 11.000 de îmbolnăviri și avem peste 350 de decese, unii totuși mai cred că COVID-19 este o simplă răceală. Alții cred că nici nu există. Virusologul Constantin Spânu face încă o dată lumină și explică cât de periculos este SARS-CoV-2 și cât de important este să ne protejăm. Suntem cu toții într-o situație incertă pentru că nu avem deocamdată un vaccin și niciun tratament specific împotriva acestui virus.
COVID-19 este un agent viral absolut nou care face parte din familia coronavirii, dar este al 7-lea agent viral nou din categoria de coronavirusuri care afectează și oamenii. Comparativ cu gripa, este mult mai agresiv și mai contagios, spune virusologul Constantin Spânu. Dacă ar fi să comparăm indicatorii de mortalitate în gripa sezonieră, la 100 de persoane avem 0,15%, iar pentru infecția COVID-19 avem de la 3 până la 6% în toată lumea. Cu alte cuvinte, este mai agresiv, mai patogen și formele de dezvoltare sunt mult mai rapide și mai fulminante. Virusul rezistă în mod diferit pe suprafețele cu care intrăm în contact. De pe suprafețele de carton, poroase și așa mai departe, el poate să-și păstreze vitalitatea lui până la 24 de ceasuri. Pe suprafețele de nichel, cupru și așa mai departe, sunt plastic, mai mult de 3 zile. Este extrem de important ca fiecare dintre noi să fie responsabil, să păstreze normele de igienă, să dezinfecteze constant suprafețele, să evite locurile aglomerate și să poarte mască de protecție. Sunt niște lucruri atât de simple, dar respectate atât de puțin. Din păcate, unii noi nu suntem destul de atenți, nu respectăm aceste reguli de bun comportament. Eu mă refer la transportul public, eu mă refer la cele măști de purtare, la acele reguli de bună practic, de a ne spăla pe mâini până după, pe parcurs, după ce am vizitat locurile publice, de a ne abține de la locurile publice și așa mai departe. Trecem prin apogeul pandemiei, iar acum este perioada de vârf a virusului COVID-19, cel puțin încă 2 săptămâni riscul de infectare va fi extrem de mare. Din păcate am depășit cifra de 10.000 și aceasta ne demonstrează că ne aflăm în top, în pic sau în apogeu. Aceasta ne dictează că numărul de infectați în această perioadă este destul de mare și de aici rezultă și riscul de a ne infecta. În aceste condiții, riscul este destul de înalt. Deci, eu spun acestea toate, fiindcă odată cu sporirea numărul de bolnavi, sporește și numărul cazurilor severe. Cazul sever înseamnă că acei care demonstrează gravitate medie și așa mai departe, deci ei pot elimina o cantitate mai mare de agenți virale mediu și astfel riscul de a contracta această infecție este destul de mare. Specialiștii au stabilit că la temperaturi înalte și în condiții de umiditate sporită, virusul COVID-19 ar putea să piardă din agresivitate, dar nu dispare definitiv. Căldura poate fi benefică doar în ansamblu cu respectarea tuturor regulilor de igienă. Dacă el ar fi supus de-a drept acestor raze solare care conțin în ele razele ultraviolete de dreptul, deci atunci e foarte simplu. Acele raze care demonstrează efect antiviral, care deteriorează sau distrug, deformează acidul riponucleic, deci o expoziție de undeva până la 15 minute e de ajuns ca să fie acest agent viral și să distrus. Dar, având în vedere că pe lângă această acțiune antivirală directă cauzată de pildă de raze solare, trebuie să fim conștienți de faptul că aici se mai agregează o serie de factori. Depinde care este concentrația acestui virus în mediul de pildă extern, după ce persoana bolnavă stârnotă sau tușește și așa mai departe, depinde de umiditatea aerului. Este nevoie de câțiva ani pentru a ajunge la un remediu antiviral specific, iar vaccinul ar putea apărea peste un an și jumătate, de aceea nu ne rămâne decât să fim precauți și să respectăm acele reguli simple, dar care ne pot salva viața. Stați acasă și evitați pe cât mult posibil locurile aglomerate. Purtați mască în spațiile închise și în preajma grupurilor mari de persoane. Nu atingeți fără mănuși mânerele, întrerupătoarele și alte obiecte din spațiile publice. Dezinfectați constant tot ce folosiți frecvent și aveți grijă de sănătatea voastră. Statisticile epidemiologice ar trebui să pună pe jar autoritățile, dar și cetățenii. Nu se întâmplă așa, iar oamenii mor în spitale. Vinovați sunt toți cei care nu respectă regulile. Despre haosul din perioada pandemiei, imediat în telejurnal, rămâneți alături de noi.
O explozie puternică s-a produs astăzi dimineață pe strada Liviu Deleanu din Chișinău. În urma deflagrației, un garaj a fost distrus, iar alte trei au fost avariate. Un bărbat de 66 de ani a fost prins între dărâmături, dar salvatorii au reușit să-l salveze. Salvatorii au folosit dispozitive speciale de descarcerare. La fața locului a fost și un echipaj medical care a preluat imediat rănitul. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, explozia s-ar fi produs în subsolul garajului demolat. Cauza incendiului urmează a fi stabilită. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a trimis 75 de militari basarabeni la parada de la Moscova. Federația Rusă este printre liderii mondiali la numărul de cazuri de COVID-19 confirmate, iar mii de ostași ruși sunt în carantină sau autoizolare. Fostul ministru al apărării de la Chișinău, Anatol Șalaru, l-a acuzat pe șeful statului că expune militarii la riscuri foarte mari. Președinția nu a comentat acuzațiile. După 10 ani de absență, militarii Armatei Naționale vor defila din nou la Moscova. Președintele Igor Dodon a anunțat aseară că 75 de militari din Garda de Onoare a Republicii Moldova au plecat în Federația Rusă pentru a participa la parada militară din Piața Roșie. În calitate de comandant suprem al Forțelor Armate, l-am împuternicit pe generalul de divizie Victor Gaiciuc, consilier prezidențial pe probleme de apărare și securitate națională, să le transmită militarilor noștri un mesaj de drum bun și un îndemn să prezinte cu demnitate țara noastră la Parada Victorie, unde vor fi mai multe state. Decizia președintelui a fost dur criticată de fostul ministru al apărării Anatol Șalaru. Dodon, prin decizia lui de a trimite 75 de militari, de fapt, de locul el la Moscova, el expune soldații armate naționale la infectarea cu COVID-19. Fiindcă este cunoscut faptul că Rusia este campioană la infectări, încă o dată se confirmă faptul că Dodon este pudelul lui Putin, care execută imediat cu mezele date de stăpân. Este cunoscut faptul că liderii mondiali au refuzat participarea la această paradă. Prin decizia lui, Dodon jignește zecile de mii sau poate chiar sutele de mii de victime, deportați și ucise de ruși, dar mai ales scuipă pe morții de războiul transnistrean. Un alt fost ministru al apărării, Viorel Cibotaru, a menționat mai multe motive pentru care Igor Dodon și cei 75 de militari basarabeni nu ar trebui să meargă la paradă. Deci situația reală cu pandemia, contextul geopolitic, geoistoric și de vecinătate, și al treilea, cât ne costă organizatoric lucrul acesta, cât care sunt greutățile, având în vedere toate circunstanțele, eu m-aș abține de orice participare și declarații. Serviciul de presă al președintelui nu a răspuns la telefon pentru a comenta afirmațiile foștilor miniștri ai apărării. Reamintim că la mijlocul lunii aprilie aproape 15.000 de militari ruși au fost plasați în autoizolare după ce unii dintre ei au fost confirmați pozitiv la coronavirus. În prezent, Federația Rusă este printre liderii mondiali la numărul de cazuri confirmate. În plină criză epidemiologică în Chișinău, oamenii au redescoperit aglomerația. Spațiile publice arată de parcă am dori cu inconștiență să doborâm record după record la numărul de infectări și decese. Nu respectă distanța socială, iar măștile sunt doar un accesoriu vestimentar, pentru că cei mai mulți nu le poartă. Nu doar populația mimează lupta cu epidemia, ci și autoritățile care se contrazic în decizii. Păstrează distanța socială de cel puțin un metru. Evită aglomerațiile. Poartă mască de protecție. Masca trebuie să acopere gura și nasul. La intrarea în piața centrală te întâmpină un astfel de mesaj care se aude non-stop, doar că vizitatorii pieții fac exact pe dos. Nu păstrează distanța fizică de un metru și jumătate, iar la intrare nu se mai ține cont de numărul vizitatorilor. Masca este dată sub barbă imediat cum se văd intrați pe teritoriul pieței. Respectă legea așa cum scrie, da. Lumea și noi. Și... De ce nu puneți masca peste nas? Bă, cu sângeos. A vrut să vorbesc mai clar, de atât așa mi s-a prăinit. Și dacă vânzătorii laudă pe cumpărători că respectă cu sfințenie toate măsurile epidemiologice, atunci vizitatorii recunosc. Piața a devenit mult prea aglomerată, însă nu le este frică să vină la cumpărături. Vă simțiți în siguranță în aglomerație? Să vă spun sincer, sunt optimist în tot felul că
imunitatea mi-o păstrez. Panica e primul stimul ca imunitatea să scadă complet. Statistica îngrijorătoare îi nemulțumește pe guvernanți, dar tot ei spun că nu își pot permite să închidă în casă din nou pe toți agenții economici. Noi nu putem să restricționăm activitățile economice. Nu este posibil. Cetățenii rămân fără surse de venituri, iar statul nu are bani la buget să achite salariile și pensiile dacă oprim economia. Așa că încearcă într-un mod original să oprească pandemia. Guvernul Republicii Moldova ia măsuri contradictorii în ceea ce ține prevenirea răspândirii noului coronavirus. Pe de o parte au permis deschiderea teraselor începând de mâine, iar pe de altă parte vor limita masiv plimbarea cetățenilor. Așa că începând de luni va fi scoasă armata pe străzi, iar oamenii nu vor avea voie să iasă din casă fără mască și nici să o scoată. Așa că nu este clar cum vom savura băuturile și bucatele la terase. Unii internauți s-au amuzat pe seama deciziilor contradictorii și au găsit propria soluție. Unii spun însă că, din cauza acestei noi reguli, vor fi nevoiți să renunțe la plimbările cu copiii. Dar nici n-am spus să ies cu nepoțelul afară. De ce? Fără mască. Cum să-i pun eu mască copilului și să ies afară și cum dâns cu mască? Dar dacă port masca, eu vă spun ce stesc, m-am nădus într-un sac. Și cum purtarea obligatorie a măștilor se dorește a fi o soluție de preluare a controlului asupra pandemiei, majoritatea basarabenilor nu sunt de acord cu deciziile autorităților. De închis totul. 14 de zile de închis totul. Ia că mă lași ei mâncare, duc acasă, stai 14 zile, toți. Extraordinar, e foarte simplu asta de făcut. Însă până vom ajunge la astfel de decizii radicale, cetățenii trebuie să se obișnuiască cu obligativitatea de a purta mască oriunde. De altfel, cei care nu o vor face riscă amenzi de la... Mii de elevi din Ucraina vor beneficia și în acest an de o bursă de la statul român. Proiectul, care a ajuns la a treia ediție, vine să susțină educația în limba maternă și comunitatea românească din Ucraina. Detalii în doar câteva momente. Stați alături! Demontarea panourilor publicitare din sectorul Râșcane al Chișinăului a stârnit nemulțumirea Asociației Agențiilor de Publicitate. Directorii companiilor din acest domeniu se plâng că nu au fost anunțați de autoritățile locale. Pretorul sectorului susține însă că panourile sunt scoase de pe domeniul public după ce au expirat autorizațiile de instalare, care nu vor mai fi prelungite. Absolut barbar, fără ca să ne anunțe, adică nu știu cum se numește, stă o mașină parcată pe marginea drumului, nu se găsește proprietarul și îi pune o fițuică. Panourile noastre nu sunt fără proprietar, ei au absolut proprietar. Au încleiat pe toate panourile niște hârtiuțe pentru demontați. O modalitate care nu se include în nicio normă civilă, o normă de conlucrare, într-un stat de drept. Agenții economici spun că sunt gata să discute cu autoritățile locale pentru îmbunătățirea publicității stradale și amenință că vor apela la instanțele de judecată dacă panourile vor fi demontate în continuare. Noi suntem absolut deschiși să clarificăm, să schimbăm formate, să schimbăm locația, să micșorăm metrajul, cum a propus domnul primar. Deci se acționează practic pe ascuns. Noi o să acționăm neapărat în judecată și o să valorificăm drepturile noastre de a înainta litigii pentru că să ne recuperăm pierderile. Pretorul sectorului Râșcani spune însă că legea este de partea lui. De data din 31 mai este terminat autorizația. Bineînțeles că au dat la prelungire. Primăria a dat un răspuns că nimeni nu o să aibă prelungire la acest contract. Și ele stau ilegal. Autoritățile municipiului Chișinău au anunțat că vor elabora un nou regulament privind autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate stradală. Acestea nu vor mai fi instalate în centrul orașului. 5.500 de elevi din Ucraina vor beneficia și în acest an de o bursă de la statul român. Este vorba de copiii din clasele primare care studiază în limba română. Proiectul, care a ajuns la a treia ediție, vine să susțină educația în limba maternă și comunitatea românească din Ucraina. Oxana Nichivorciuc și-a dat copilul la școala românească din dragoste pentru limba maternă. Mare a fost bucuria când, pentru a încuraja copiii din Ucraina să învețe în limba maternă, statul român le-a oferit și o bursă unică în valoare de 1000 de roni pentru fiecare elev. Este o sumă destul de frumoasă pentru ca să ne putem pregăti copilul
nostru de anul viitor de învățământ, să le cumpărăm absolut totul ceea ce este necesar. În acest an vor fi oferite 5.500 de burse elevilor din clasele 1-a, 3-a, care învață în școlile cu predare în limba română din Ucraina. Este unul dintre cele mai reușite proiecte de care se bucură comunitatea românească din Ucraina. Vedem o creștere a numărului de etnici români din Ucraina care doresc să-și înscrie copiii la școli unde pot învăța în limba română. Ne dorim ca identitatea lingvistică românească să nu se piardă, în special în comunitățile istorice. Este cel mai reușit proiect, cel mai transparent. Din banii bugetului Departamentului pentru Românii de Pretutindeni se alocă prin conturile bancare ale părinților acești bani și ei nu ajung în mâinile societăților, să nu le pară cuiva că este un ban care nu ajunge pe undeva. Aș vrea ca statul român să sprijine material și profesorii de matematică, de fizică, de istorie. La noi se studiază în școli, fie și facultativ, istoria poporului român după un program aprobat de Ministerul Învățământului al Ucrainei, care există de mai mulți ani, însă, cu părere de rău, dacă nu vom fi ajutați, dacă nu vom fi sprijiniți, dacă părinții și copiii nu vor fi stimulați material în această direcție, riscăm ca toate acestea să dispară. De la lansarea proiectului, în anul 2018, numărul beneficiarilor de burse a crescut de 3 ori. Aeroportul internațional Chișinău se redeschide pentru pasageri începând de luni 15 iunie, însă călătoriile nu vor mai arăta ca altă dată, pentru că sunt impuse reguli noi. Accesul în aeroport se va permite doar călătorilor care trebuie să poarte măști de protecție și mănuși. Pasagerii trebuie să se înregistreze online, să păstreze distanța fizică și să permită scanarea termică. Totodată, în avion este recomandat călătorilor să-și limiteze la maximum mișcările. În data de 9 martie, aeroportul din Chișinău a fost închis pentru cetățenii străini și au fost organizate doar curse charter de repatriere a basarabenilor din străinătate. Majoritatea țărilor din Uniunea Europeană se pregătesc să-și redeschidă frontierele în următoarele zile cu alte state din blocul comunitar. Aceste decizii survin în urma îndemnului Comisiei Europene de a anula interdicțiile de călătorie pentru țările în care situația epidemiologică s-a îmbunătățit. Începând de mâine, mai multe țări ale Uniunii Europene vor anula sau vor continua să relaxeze restricțiile de călătorie pe teritoriul său, nu însă și pentru statele care continuă să fie afectate serios de pandemia de coronavirus. 8 țări ale blocului comunitar vor face acest pas luni 15 iunie: Franța, Belgia, Olanda, Elveția, Danemarca, Suedia, Grecia, Islanda și Portugalia. Marți își vor redeschide granițele Germania și Austria. Relaxarea restricțiilor de călătorie continuă pe etape, așa cum au procedat deja unele state în ultimele două săptămâni, mai întâi au restabilit libera circulație cu vecinii, iar apoi și cu alte țări. Între acestea se numără statele din Balcanii de Vest, precum Croația și Slovenia, sau din estul Uniunii Europene, cum sunt Bulgaria și Ungaria, inclusiv țările baltice. Multe dintre aceste state au renunțat deja la măsurile sanitare, precum cele de carantină pentru 14 zile impuse inițial călătorilor din UE. Experții virusologi europeni susțin că măsurile sanitare drastice nu garantează combaterea totală a răspândirii pandemiei. Wir haben immer klar gesagt, dass unser Ziel ist die Herstellung der vollen Reisefreiheit und Öffnung gegenüber Italien, ein Freund und Nachbar und enger Partner. Und daran haben wir uns auch gehalten. Die Grenzen sind bis auf Weiteres wieder offen, ohne Corona-bedingten Einschränkungen. Allerdings werden wir als Außenministerium über die Lombardei eine partielle Reisewarnung verhängen. Das heißt, wir raten den Österreicherinnen und Österreichern ganz dringend von Reisen in diese Region. Una dintre cele mai afectate țări ale Uniunii Europene care nu și redeschide încă total frontierele e Spania. Această țară va menține restricțiile de circulație pentru cetățenii europeni până pe 21 iunie și până pe 1 iulie pentru cei din afara spațiului comunitar. Comisia Europeană a recomandat țărilor din spațiul Schengen și celor asociate acestei zone să anuleze interdicțiile de călătorie până pe 15 iunie. Îndemnul executivului european a fost transmis pe fondul îmbunătățirii situației epidemiologice din Uniunea Europeană. Eliminarea restricțiilor trebuie să se
bazeze pe criterii obiective, cum ar fi capacitatea de a aplica măsuri de limitare a răspândirii virusului în timpul călătoriilor. Comisia Europeană a mai recomandat ridicarea treptată a restricțiilor de călătorie către spațiul UE începând cu 1 iulie. Înainte de asta, statele membre ale blocului comunitar ar trebui să convină asupra unei liste comune a țărilor din afara UE, pentru care ar urma să fie anulate restricțiile de călătorie. Cum va fi vremea, aflăm din rubrica Meteo. Bine v-am găsit! Vremea nu se va schimba semnificativ în Republica Moldova. La noapte vor cădea precipitații în nordul și centrul țării, iar minimele vor fi cuprinse între 19 și 20 de grade. Mâine la amiază cerul va fi variabil și se vor înregistra temperaturi de până la 25 de grade Celsius. La Chișinău, minima din această noapte va fi 19 grade, iar maxima de mâine 25 de grade Celsius în condițiile unui cer variabil. În România va continua să plouă în toată țara. E cod galben de furtuni până marți dimineața, iar maximele vor oscila între 22 și 27 de grade Celsius. Atât pentru moment, sunt Ioana Scârlătescu, pe curând! Telejurnalul a ajuns la final. Mai multe informații găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm opiniile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, pentru că imediat urmează emisiunea Retrospectiva Săptămânii cu Svetlana Gore. Eu sunt Victoria Ocară și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă vă doresc. La revedere! Când ești unicul stat în care evoluția coronavirusului merge anapoda, e cazul să te întrebi dacă nu cumva faci ceva greșit. Bună seara! Sunt Irina Bejenaru și vă invit să facem împreună Retrospectiva Săptămânii. Ceva e putred la mijloc în gestionarea crizei COVID-19. Numărul cazurilor noi, în loc să scadă, crește alarmant de la o zi la alta, analizând doar declarațiile autorităților în comparație cu cele din statele europene. Ne dăm seama că acționăm diametral opus. Undeva greșim, iar specialiștii ne arată și unde. Din start, autoritățile s-au axat pe metodele de vindecare și le-au neglijat pe cele de prevenție, lucru care ne costă astăzi câte 400 de cazuri noi pe zi. Republica Moldova riscă să clacheze din nou la capitolul democrație. O serie de modificări propuse de socialiști la legea ONG-urilor ar putea lăsa Chișinăul fără finanțare din partea familiei europene. Ca la noi, la nimeni, Republica Moldova pare să aibă o relație specială cu COVID-19. La mai bine de 3 luni, de la primul caz de infectare, înregistrăm zilnic noi și noi recorduri de îmbolnăviri. Cum oare ne-am pomenit cu toții în această situație? E tare greu de înțeles, dar sunt câteva indicii clare că nu facem ca toată lumea. Și o să începem cu primul om din acest stat, nimeni altul decât președintele Igor Dodon. Un șef de stat care a cutreierat țara în lung și în lat, fără un minim de protecție sanitară, în timp ce lumea era obligată să stea în carantină și în același timp era asigurată că situația e sub control. Zici că pășește doar cu stângul, pentru că l-am prins de tare multe ori pe picior greșit. Și asta în timp ce liderii lumii au recunoscut că sunt neputincioși în fața acestui virus și și-au cerut scuze de la poporul lor. Se pare că masca nu este tocmai accesorul preferat al președintelui Dodon. Îl deranjează sau vrea să iasă în evidență, cert e că atunci când toți cei din jurul său poartă una, el practic rămâne unicul, cu gura și nasul descoperite. Și sfidează orice norme sanitare atunci când dă mâna cu oamenii în etate, adică cei mai expuși infectării cu noul tip de coronavirus. Nici distanța fizică de măcar un metru nu este despre șeful statului. În aceleași condiții, pline de irresponsabilitate, președintele se apropie și de cei mici, și tot fără mască. Și dacă toate aceste încălcări nu ar fi suficiente, Igor Dodon sărută mai tot ce vede prin jur. Ori pune mâna pe tot ce vede. We'll be right back.
De altfel, din Sart, președintele Dodon și-a afișat o atitudine deloc serioasă față de această pandemie care face ravagii în toată lumea. De așa cum trece o gripă, simplu. De așa cum trece o gripă, parcă ai avut o lecție cât de probleme cu nasul, o lecție cât s-a trecut răceala prin tine și tu ai trecut coronavirus. Nici n-ai știut de lucrul ăsta. Se laudă că face toate aceste lucruri în condiții de pandemie și ia în derâdere pe cei care poartă echipament de protecție. Eu în fiecare săptămână am contact direct chiar în condiții de pandemie cu sute și mii de persoane. Eu nu mă tem să merg să discut cu un om simplu, să merg la un veteran, să mă duc în spital. Ia uitați-l oponenții mei politici. Maia Sandu chiar și când face conferință de presă și noi nimeni în sală numai microfonul și pune mască. Sistemii de microfon cu o să mă lipsească. Acțiunile președintelui Dodon par să fie un exemplu prost pentru multă lume în condițiile în care zilnic numărul cazurilor de COVID crește. Declarațiile lui sunt strigătoare la cer și dacă le analizăm cu cele făcute de șefii statelor europene. Pentru comparație, atitudinea cancelarului german chiar din startul pandemiei. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Iar premierul spaniol chiar și-a cerut scuze de la cetățeni pentru faptul că poate unele reacții ale autorităților au fost întârziate. Quiero pedir disculpas a los ciudadanos por los errores propios, dictados siempre también por la urgencia en los tiempos, por la penuria en los recursos, por la excepcionalidad y la ausencia de precedentes de la crisis y su tamaño descomunal. Deci, ca la noi, la nimeni, s-ar cere măcar un minim de respect față de normele mondiale de securitate medicală. Evoluția coronavirusului peste tot în lume, să știți că, per general, arată bine. Practic, pentru fiecare țară găsim o curbă care crește, ajunge la un punct maxim și apoi scade. Acesta este un grafic normal într-o pandemie, astfel că acum cetățenii din majoritatea statelor europene răsuflă ușurați. Nu însă și Republica Moldova. Ne întrebăm dacă am ajuns în vârful pandemiei în condițiile în care numărul cazurilor de COVID-19 e în continuă creștere. Asta deși autoritățile spuneau încă de acum câteva săptămâni că eram în acest punct. În carantină am intrat și noi, ca toată lumea, dar ceva nu a mers ca la toți. Prognozele experților sunt mai mult decât sumbre. Ei spun că Republica Moldova a ajuns exact în situația Italiei și asta din cauza gafelor admise de mai mari statului. Fostul ministru al sănătății spune că lipseau chiar de la început și mai lipsesc și astăzi acțiunile de eradicare a bolii. Autoritățile s-ar fi focusat pe tratare, dar nu pe prevenire. Sistemul nostru de sănătate pescuiește pasiv ceea ce iese la suprafață. Deci persoanele care deja fac simptomatică se îmbolnăvesc și ajung oricum la medici. În situații unii din ei destul de grave. Infecția circulă nestingherită prin țară. Este scăpată în comunitate. Ei avem șansa să stăm toată vara într-o așa situație. Se fac prea puține teste chiar și astăzi, când parcă nu mai ducem lipsă de ele. Experții o trec și pe asta la lista de gafe ale autorităților. Nu am putut depista din start acele surse de infecție, pentru că nu am reușit să determinăm acei contacti care posibil că pot fi în continuare surse probabile de infecție pentru ceilalți. Cât despre carantina de 2 luni, experții cred că această perioadă a fost gestionată greșit de autorități, iar într-un final nu s-a obținut rezultatul așteptat. Fiindcă nu s-a făcut nimic deosebit, doar s-a tratat. La noi strictețea s-a manifestat în primul rând doar prin defilarea acelor autoblindate. Deja au anunțat medicii, gata, ne sufocăm, nu mai avem paturi libere, nici ventilatoare libere. Deci noi am ajuns, de fapt, la situația în care era Italia ca țară. Vă aduceți aminte la început când era o presiune foarte mare pe spitale, internau pacienții în coridoare. Și gafele au tot continuat în momentul în care responsabilii au dat garda jos pentru că au crezut că cel mai greu deja a trecut. Aceste restricții deja o parte din trânsele au fost eliminate sunt gradual, totuși eu zic părere că poate puțin noi ne-am grăbit, fiindcă
cazurile de boală, din păcate, se află în ascendență. S-a eșuat în trecerea cu bine a pandemiei și din cauza lipsei specialiștilor în domeniu. Și aici nu vorbim de simple cadre medicale, ci de medici epidemiologi care ar trebui să muncească în focare și să prevină răspândirea bolii. Reformele care au avut loc, un număr foarte mare de epidemiologi a fost disponibilizat și respectiv avem 10 centre de sănătate publică în care activează câte un medic epidemiolog. Specialiștii mai sunt de părere că o parte din vină o poartă și populația. Cetățenii ar trebui să învețe odată și pentru totdeauna cum să poarte corect masca de protecție și să nu uite să-și igienizeze mâinile. Totuși, cel mai mult au gafat cei din conducerea țării care nu au învățat nimic din lecțiile altor țări. Așa că umblăm cu grebla după noi și nu ratăm nicio ocazie să călcăm pe ea. Măștile textile pot fi eficiente dacă sunt purtate corect. Tot procesul pas cu pas vi-l arătăm imediat în retrospectiva săptămânii. Ați sesizat și voi sau doar noi jurnaliștii că în ultima perioadă au cam dispărut toți responsabilii din vizor? La începutul pandemiei eram deprinși ca seară de seară să ne vorbească oficialii. Se întâmpla în luna martie când premierul, președintele și ministrul sănătății mai că se îmbulzeau la microfon și nu știau cine să anunțe datele. Tot atunci, când numărul îmbolnăvirilor zilnice era în jur de 100, autoritățile ne asigurau că suntem în vârful pandemiei. Iar acum, când sunt confirmați pozitiv în fiecare zi câte 400 de oameni, nimeni nu-și mai face apariția la tribună. Iar această responsabilitate a fost pasată comunicatorilor de presă, care doar fac publice noile cifre. Vă invităm să urmăriți un maraton al declarațiilor făcute de oficiali și să observați cum s-a schimbat tonul acestora din luna martie până acum. Urmează declarația săptămânii. De la debutul pandemiei, practic toate aparițiile și comunicările publice ale ministrului Sănătății Viorica Dumbrăveanu s-au limitat la prezentarea cifrelor. Ca rezultat, avem 110 cazuri pozitive, avem 148 de cazuri, 133, 114, 76, 115, 123, 129, 127, 157. Declarații la care s-au mai adăugat și niște scurte recomandări. Noi chemăm în mod repetat la responsabilitate. Noi solicităm tuturor să asculte de acele sfaturi care vin din partea medicilor specialiști, pentru că de aceasta depinde cât de curând vom depăși situația epidemiologică nefastă. Unele chiar au fost emoționante. Fac un apel către mame, și inclusiv către mama mea. Mama, stai acasă. Declarațiile mai dure au venit în schimb de la directorul Agenției Naționale de Sănătate Publică. Riscăm să ajungem într-un moment când o să izbucnească tot în aer sistemul de sănătate, prin asta o să se îmbolnăvească cadrele medicale și o să ajungem în situația când nu o să aibă cine ne acorda asistență medicală. Tot el a și fost cel care a dat din deget responsabililor care au putere de decizie. În trendul ascendent a evoluției, relaxările și relansările sunt vicioase. A căpătat amplitudă mai mare datorită faptului că noi nu am fost suficienți de ascultători și de docili mesajelor venite de la autorități. Au făcut și zile onomastice, au făcut și alte ceremonii fastoase, au ieșit la grătar. E clar că autoritățile au fost permisive și cetățenii s-au relaxat de-a binelea, mai ales după ce și Igor Dodon s-a arătat îngăduitor la acest subiect. Șeful statului a fost surprins cum le promitea preoților să nu-și facă griji pentru că în noaptea învierii nu vor fi aplicate amenzi. Tot președintele spunea însă că totul este sub control. Noi până acum am gestionat această situație împreună cu doamna ministru, împreună cu domnul prim-ministru, împreună cu guvernul, împreună cu toată conducerea țării. Am gestionat situația. Și o gestionăm cu pierderi nu atât de mari, comparativ cu alte țări. Iar în drum spre gestionarea crizei, președintele țării a tot împărțit promisiuni de redresare a crizei economice ca, într-un final, să curgă și amenințări la adresa propriului popor. Probabilitatea este foarte mare că
începând cu 1 mai, în Republica Moldova, nu se vor achita pensiile, nu se vor achita salariile la bugetari. Tot pe atunci, autoritățile declarau că suntem în vârful pandemiei, când numărul cazurilor zilnice nu depășea 200. Restricțiile au fost relaxate, numărul de cazuri noi de COVID-19 a început să crească, iar pe la tribună nu mai iese nimeni. În țările unde există o răspândire pe scară largă a COVID-19, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca oamenii să poarte și măștile textile, adică cele nemedicale. Purtarea lor îi protejează pe cei din jur și previne răspândirea coronavirusului. Doar masca însă nu este suficient. Acest accesoriu vine la pachet cu spălatul pe mâini și cu respectarea distanței fizice. Organizația Mondială a Sănătății spune că o mască textilă poate fi eficientă în prevenirea răspândirii coronavirusului doar dacă este purtată corect. Înainte să puneți mâna pe mască, spălați-vă bine pe mâini. Verificați dacă masca nu este deteriorată sau murdară și ajustați-o pe față fără a lăsa goluri laterale. Nu mai purtați masca doar pe gură sau și mai rău pe bărbie. Masca trebuie să acopere gura, nasul și bărbia. Odată îmbrăcată, evitați să o mai atingeți cu mâinile. După ce ai revenit din spațiul public, puteți să vă scoateți masca, însă doar după ce vă spălați pe mâini. Îndepărtați masca apucând-o de barete și depozitați-o într-o pungă resigilabilă, dacă intenționați să o refolosiți, iar mâinile trebuie spălate și după ce îndepărtați masca. Atenție! Masca textilă trebuie spălată cel puțin o dată pe zi cu apă caldă și săpun. Un pas înainte și doi înapoi, Republica Moldova riscă să ajungă în rând cu statele ce clachează la capitolul democrație. Totul se întâmplă din cauza legii ONG-urilor, care este motiv de dispută dintre opoziție și putere. Deputații socialiști au propus modificări la legea respectivă, iar acestea sunt mai mult decât restrictive și nu există nici în țări precum Rusia, Azerbaidjan sau Belarus. În plus, dacă s-ar admite acest derapaj, atunci Chișinăul riscă să nu mai primească bani de la Uniunea Europeană, spun reprezentanții societății civile. Mănușa a fost aruncată de socialiști. Însuși, președintele Igor Dodon anunța că au găsit o așa numită formulă de votare în lectură finală a legii privind ONG-urilor, dar numai după modificarea unor articole. S-a găsit consens pentru modificarea unor articole care ar permite să minimizăm riscurile de implicare a forțelor externe în politica internă a Republicii Moldova și dacă aceste amendamente vor fi susținute, atunci legea ONG, cel mai probabil, săptămâna curentă, va fi votată în lectura a doua pentru a fi transmisă la promulgare președintelui țării. Scurt, în declarații, șeful statului nu a deschis prea mult parantezele la acest subiect, iar la câteva ore de la aceste declarații, deputatul PSRM Vasile Bolea depune amendamentele care au și stârnit critica opoziției și a societății civile. Prin modificările propuse, se dă undă verde ONG-urilor și fundațiilor să participe la campaniile electorale, iar un alt amendament prevede că organizațiile neguvernamentale nu mai au dreptul să facă lobby. Socialiștii mai propun și interzicerea monitorizării alegerilor și campaniilor electorale de către ONG-uri. Cei de la Promolex, organizație care se ocupă cu observarea scrutinelor încă din anul 2009, se arată stupefiați de propunerea venită de la PSRM. Nu înțeleg de ce s-ar veni cu anumite intervenții legislative. Și doi la mână, este strană această abordare. Sper eu să nu fie o copiere a unor prevederi care există și în Federația Rusă. Activitatea de observare duce la transparentizarea procesului la care nu au acces toată lumea și în acest fel sporește credibilitatea alegerilor. Interdicția observării alegerilor va duce la neîncredere în procesul electoral. Mai mult, membrii organizațiilor neguvernamentale susțin că, de fapt, activitatea de observare a alegerilor este prevăzută de codul electoral și nici de cum de legea ONG-urilor. Totuși, riscăm să avem o lege mai restrictivă decât există în țările autoritare, spun ei. Și scopul nu există nici măcar în Kazahstan sau Federația Rusă. Comisia de la Veneția, în mod clar, a spus în 2019 că astfel de practici sunt contrare unei democrații funcționale. Astfel de practici, adică de fapt, sunt doar în țările cu dictatură sau cu tendință dictatorială. Eu nu cred că asta este modelul pe care Partidul Socialiștilor vrea să ducă Republica Moldova.
Contactat de TVR Moldova, socialistul Vasile Bolea a refuzat să ofere un comentariu pe acest subiect. Într-un final, propunerile scandaloase ale deputatului PSRM nu au trecut. Votarea legii ONG-urilor reprezintă o condiție pentru obținerea finanțării a 30 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Când toată atenția este îndreptată spre virusul care bântuie prin lume, s-ar părea că toate celelalte probleme s-au evaporat. Cu toate că polițiștii au fost antrenați masiv pe parcursul ultimelor luni în activități de prevenire și combaterea răspândirii virusului COVID-19, criminalitatea nu a dispărut. Ce-i drept, în primele 5 luni ale acestui an se atestă o scădere a infracțiunilor comise. Corina Camurare a studiat raportul poliției și ne oferă cifra acestei săptămâni. La nivel național, fenomenul infracțional a înregistrat o descreștere cu puțin peste 15%. Avem aproximativ 9.000 de încălcări ale legii, comparativ cu peste 11.000 înregistrate în aceeași perioadă anului trecut. În cele 5 luni ale anului 2020, în Chișinău au fost înregistrate peste 2.600 de infracțiuni, mai puțin cu aproape 30% față de perioada similară a anului precedent. Numărul infracțiunilor din categoria celor excepțional de grave s-a diminuat cu 33%, celor deosebit de grave cu circa 21%, celor grave cu peste 19%, celor mai puțin grave cu mai mult de 18%, iar infracțiunile ușoare cu 7,5%. În primele 5 luni ale anului și numărul accidentelor rutiere este în descreștere cu aproape 32%. Au fost înregistrate circa 600 de accidente, în rezultatul cărora 82 de persoane au decedat, iar alte 662 au fost traumatizate. O creștere ușoară a dinamicii infracțiunilor se menține doar în cazurile răpirii mijloacelor de transport. Argint pentru ansamblul etnofolcloric Plăieșii, aceștia au reușit să fie la mare căutare pe YouTube, iar astfel folclorul românesc a primit butonul de argint, cum au reușit, vedeți în câteva minute. Mai multe țări acuză China că a încercat să mușamalizeze amploarea îmbolnăvirilor și de aceea COVID-19 s-a răspândit rapid în toată lumea și a făcut atât de multe victime. Cum răspunde Beijingul, dar și alte știri de pe Mapamond, în rubrica 60 de secunde din lume. China susține că a acționat corect și în deplină transparență încă de la începutul pandemiei de COVID-19 pe fondul criticilor internaționale venite în special de la americani. Regimul comunist de la Beijing a publicat Carta Albă privind măsurile luate. Catedrala Notre-Dame din Paris intră într-o nouă fază de reconstrucție, acum se îndepărtează resturile metalice topite în timpul incendiului de anul trecut. Muncitorii vor scoate din ruine peste 40.000 de piese ori fragmente metalice. Operațiunile vor dura toată vara. După 17 iunie, cetățenii Republicii Moldova cu cetățenie română pot pune pe lista dorințelor vacanțele în străinătate, însă nu oriunde. Italia, Franța, Belgia și Olanda nu se regăsesc pe lista zonelor în care să călătorim. Cu gândul la vacanță, turiștii așteaptă ridicarea restricțiilor. Statui decapitate și aruncate în mare ori incendiate. Este noua formă de protest la care recurg demonstranții antirasism din Statele Unite, dar și din alte țări. Azi noapte au fost distruse mai multe statui din diverse orașe americane. Folclorul românesc este ridicat în topul preferințelor pe YouTube. Membrii ansamblului etnofolcloric Plăieșii, condus de Nicolae Gribincea, au primit butonul de argint de la YouTube pentru că au reușit să adune peste 100.000 de abonați. Unele cântece ale artiștilor basarabeni au aproape 15 milioane de vizualizări. În doar 3 ani, numărul abonaților pe canalul de YouTube a crescut de la câteva zeci la peste 100.000. Acolo găsiți peste 100 de cântece și imagini din concertele susținute în acest an de ansamblul Plăieșii în România. Să le mulțumim, așa cum mulțumim noi de obicei, știi? Doamnelor,
doamnelor, domnilor, aici încheiem retrospectiva săptămânii. Eu sunt Irina Bejenaru și în numele echipei vă mulțumesc că ne priviți. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!